Puterea de cumpărare continuă să scadă în țara noastră, iar datele arată că puțini dintre români își permit un trai decent din cauza valului de scumpiri. Valoarea coșului minim de consum a crescut alarmant în ultimii ani, iar salariile nu au ținut pasul cu cheltuielile. Românii dau cele mai mari sume pe mâncare, facturi, chirie sau ratele la bănci. Dacă ne raportăm la o familie formată din 2 adulți și 2 copii, valoarea coșului minim de consum a ajuns la 9.978 de lei față de 6.954 de lei cât era în anul 2019. În prezent, datele ne arată că cei mai mulți bani merg către mâncare, peste 2000 de lei în fiecare lună, iar aproape 2900 de lei merg către locuință. Potrivit datelor, în ultimii ani, creșterea cheltuielilor a fost una constantă. Dacă în anul 2019 o persoană singură avea nevoie de 2621 de lei pentru coșul de consum, în anul 2023 suma a ajuns la 3807 lei. Băcăuanii spun că cei mai mulți bani se duc pe mâncare și pe plata facturilor. Mâncare și utilități. 1000 de lei se duce pe... Bine, eu stau la casă și lemnele trebuie cumpărate odată și alea trebuie bani mai mult odată, știți? Așa, lunar, lumina, gazul, telefon, cablu și la familia care o avem, ajungem la 1700 pe lună. Așa, să luăm coșul tot odată, dar pe parcursul lunii tot se mai cheltuie o pâine. Și mâncare și pe facturi. Pe facturi se duce, jumătate se duce. Da. Noi suntem într-o situație bună, să zicem. Cei care au copii mici la școală, acolo e problema. Un copil, doi deja e, și unul e prea puțin, doi prea mult. 4.000 de persoană. 4.000 de lei de persoană să trăiești decent. Nu cu excursii, cu nu știu, luxul de pe lume, cu... dar mulți sunt sub această limită. Se duce pe mâncare jumătate și jumătate pentru cheltuieli. Deci bani de economisie nu rămâne deloc. Facturi foarte mari. Toate prețurile au crescut. Și acum, dacă s-a scumpit iar și carburantul, iar o să crească. Veniturile pe care românii le au nu acoperă cheltuielile, iar pentru un trai decent, mulți au renunțat la ieșiri, la haine sau au alocat mai puțini bani pentru educație și sănătate. Față de anul 2019, valoarea coșului de consum pentru o familie cu doi copii aproape s-a dublat.